Pentru acest video vreau să fac o budincă, nu va fi o budincă clasică, nu va fi o budincă normală, va fi vorba de o budincă din semințe de chia, care vine împreună cu un pachet nutrițional foarte generos, gustul, bineînțeles, este cel pe măsură, una peste alta este un desert potrivit pentru vară, care cu siguranță te va baluna, potrivit, de ce nu, chiar și pentru o dietă. Dacă vrei să afli mai multe detalii, dacă vrei să vezi modul de preparare, poți să le găsești de-a lungul acestui videoclip. Când mă gândesc la semințele chia, mă gândesc la un conținut ridicat de omega-3, mă gândesc la un conținut mai ridicat de calciu comparativ cu laptele, așa că nu este decât o idee foarte bună să încerci să diversifici puțin dieta. Am aici un lapte de cocos care va contribui și el la baza acestei budinci. Așadar, într-un bol suficient de încăpător, am adăugat 9 lingurițe de semințe chia, jumătate litru lapte de cocos, asta înseamnă undeva la 2 pahare. Pentru puțină dulceață am adăugat 2 lingurițe de miere. Am amestecat totul foarte bine pentru a evita posibile cocoloașe. Am tras o folie, am dat la frigider și acum mă voi ocupa de restul rețetei. Pentru partea crocantă am folosit fuși de ovăz pe care vreau să-i caramelizez la cuptor. Am contribuit cu o mână de alune de pădure, poți la fel de simplu să folosești nuci, de ce nu și migdale. Am adăugat o linguriță de miere, am amestecat, după care pentru ceva umiditate am adăugat 2 linguri de apă. Amestec din nou și rămâne să așez într-o tavă, împrăștiată uniform, bineînțeles. Am dat la cuptor, temperatura 180 de grade, timp undeva la 15-18 minute. La jumătatea acestui timp am scos din cuptor și am amestecat, tocmai pentru a se coace cât mai uniform. Am scos din cuptor, am lăsat să răcească, iar la final trebuie să fie crocante. Partea care va face diferența și va face val, să spun așa, va fi partea cu fructe. Pentru asta, într-o cană am împărțit în mod egal afine și zmeură. Am zdrobit cu blenderul, nu am adăugat zahăr, nu am adăugat nimic altceva. Partea bună este că această budincă nu va avea nevoie de fierbere, semințele vor face toată treaba. Probabil după 3 ore budinca deja s-a format, însă eu am lăsat peste noapte în frigider, ceea ce îți recomand și ție. Am aici totul pregătit și nu rămâne decât să așez în pahare. Dacă dorești, poți să mă așezi niște fructe de desubt urmate de budincă și așa mai departe, însă aceasta este varianta mea favorită. Prima oară am mâncat această budincă undeva în oraș, am fost foarte surprins să văd cât de ușor se poate face și mă gândeam că este o idee foarte bună să o postez și să o fac și eu, fiindcă este foarte ușor de urmat. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un comentariu, un like, nu uita să te abonezi. Eu sunt Alex Basarabă, pe data viitoare!